Ce rost mai are să facă Aur, prin comisia sa de etică, o anchetă internă, să vadă în ce măsură deputatul Focșa, care și-a bătut soția în fața copilului și care s-a pretat și la alte gesturi de violență, inclusiv în interiorul Parlamentului României, trebuie sau nu eliminat din partid. Nu e nevoie de nicio anchetă, ar fi pierdere de timp. Sau dacă are loc o anchetă, ea trebuie să se consume în câteva ore, pentru că lucrurile sunt cunoscute, nu sunt contestate de, de nimeni, iar aur trebuie să demonstreze că nu este un partid al extremiștilor, că nu tolerează extremiști în interiorul lui și nici persoane violente. Asta dacă vrea să rămână în continuare un partid eligibil într-un stat democratic.